În etapa 10 a turului Ligii a doua la fotbal, FC Olimpia va evolua în deplasare la Slatina în fața echipei FC locul 7 în serie. Oltenii pare aș fi revenit și chiar înaintea doiului cu Olimpia au reușit două rezultate pozitive, 4 0 acasă cu Metaloreșița și 0 0 la Oradea cu FC Bihor. Sezonul trecut Olimpia a terminat la egalitate 0 0 meciul de la Slatina, dar apoi în retura pierdut acasă la Satu Mare cu 1 0. Olimpia a pornit spre Slatina, iar mâine jucătorii au programat un antrenament pe un teren din localitate. Din delegația Olimpiei fac parte 19 jucători, Anca și Șuta Portari, Munteanu, cu Ioniță, Mureșan, Micaș, Hail, Juhas, Lasso, Gavrilescu, Rus, Faur, Bic, Schwarzkop, Viland, Boștină, Fer și Alexandru Rus, ultimul un junior promovat de la echipa a doua Olimpiei. Nu fac deplasarea Bălău, accidentat la spate, Bujor și Apostu. Ultimii doi s-au pregătit până acum trei zile la echipa a doua. De luni au participat la antrenamentele primei echipe, dar nu au fost reținuți pentru lotul care a plecat la Slatina. Iată programul etapei a 10 -a. FC Olt, Fece Olimpia, Unirea Tărlungen, FC Bihororadea, FC Canasebeș, Metalul Reșița, Fortuna Câmpina, și Ioveni, Șoimi Pâncota, ACS Poli mișoara.